Deci el a ținut 3 zile, pentru că la el starea s-a agravat în acele 3 zile foarte mult. Nu se găsea loc în spital. El era foarte speriat de ce se întâmpla în spital. El mă sunea și plângea ca un copil. Și îmi spunea că puiul aici e strașnic. Nu știam cum aș putea să ajut. Nu știam ce aș putea să fac. Eu am sunat încă de câteva ori medicii să-mi spună că e o eroare. Voi ați făcut o expertiză suplimentar. Aici e o chestie foarte controversată. De ce, Doamne, nu ne-l dă pe tati înapoi? Eu doar l-am rugat frumos. Ce să-i răspund? Acceptarea nu vine. Pentru că plângeam în continuu. A slăbit 10 kg. E doar care nu-l stinge. Și Luciana, ce contează cu adevărat în viață? Tu poate crezi că tu ai tot timpul din lume. Așa am crezut și noi atunci. Cândva. Dar nu e așa. Luciana Spânu este invitată a interviului Fără Protocol de astăzi. Luciana, știu că e greu pentru tine să apari într-un interviu de tipul ăsta, la o perioadă atât de scurtă după tot ce s-a întâmplat cu soțul tău, Dorin, și mulțumesc tare mult că ai acceptat să vii. Eu am vorbit cu tine acum 2 luni. Atunci ziceai că nu ești pregătită. Acum te simți mai pregătită să vorbești public despre tot ce s-a întâmplat și prin ce ai trecut? Nici acum nu sunt pregătită și nu știu dacă voi fi pregătită în măsura în care e necesar. Dar cred că e un moment în care trebuie să vorbești despre ceea ce simți. Și faptul că ți este interesant ție și lumii contează. Stelian, el are doar 4 ani. A împlinit recent. Da. Prima zi de naștere scriai tu fără tatălui alături. El înțelege ce se întâmplă, de fapt? Da, uneori aveam senzația că el nu percepe ce se întâmplă, dar el în ziua tragică, brusc s-a maturizat. El înțelege, el conștientizează că tati nu mai vine. Eu nu știam cum să-i vorbesc în maniera în care să fie înțeleasă de un copil. El nu avea 4 ani atunci. Cum să-i explic, să nu-l traumez, cum să-i dau informația, cum să-i dau vestea, cum să-l pregătesc să-l vadă pe tati într-o altă formulă. Ce să-i spun? Și ce ai spus? Eu trebuia să-i dezbat gândul lui Stelian de la a-l aștepta pe tati de la spital, pentru că noi ultima oară când ne-am văzut cu tati, mai mult sau mai puțin fizic, ne-am văzut la spital, noi fiind jos, el era la balcon, asta fiind data de 18, bănuiesc, da, și atunci a fost așa un moment foarte emoționant și pentru mine și pentru Stelian. Stelian foarte tare s-a întristat și mi-a zis că vrea să-l luăm pe tati acasă. Și îmi pare rău că nu l-am luat. Și că vrea să-l cuprindă și că vrea să-i dea 5 și el este foarte sus și nu ajunge la el. Și până la mașină a plâns că vrea să-l ia pe tati acasă. De ce? Se supăra pe mine, avea stări de genul, nu mai vorbesc cu tine, tu nu-l iai pe tati acasă. Și a trebuit să-i spun că tati s-a transformat în îngeraș și că tati a plecat la Doamne, Doamne și că tu o să-l vezi pe tati, dar el nu o să-ți poată răspunde. Tu o să-l vezi într-o cutiuță magică care peste ceva timp va dispărea și tati va fi peste tot. Și el asta știe. Deci tu îl pregăteai ca el să-l vadă în scriu. Da. Și el l-a văzut. Și da, am vorbit cu Stelian, l-am pregătit. L-am întrebat ce înseamnă pentru el viață, ca să-mi dau seama cum aș putea să leg în concepția lui ce înseamnă viață și ce înseamnă moarte. Și respectiv
Răspunsul lui m-a blocat și n-am mai știut cum să-i explic mai departe, pentru că el mi-a zis că viață pentru el înseamnă muzică. Cântec. Și am încercat să-i explic că exact așa cum cântecul are un început și un final, exact așa și viața noastră are un început și un final. Ce frumos! Cum a reacționat el atunci când l-a văzut pe tatăl lui în sicriu? Îți dai seama, a bătut în sticlă, a vorbit cu el, l-a strigat, s-a uitat la mine și a zis, nu răspunde. Și am zis, da, el nu-ți răspunde. El te aude, el te vede. Tu asta n-ai cum să simți, n-ai cum să știi. Tu îl vezi ca fizic, corp fizic îl vezi, în cutiuța magică, care peste ceva timp o să dispară și tati o să fie peste tot. Tati o să fie soare, vânt, ploaie, stea, lună, tot ce vrei. Și tati o să fie peste tot. Mă uimește memoria pe care o are. Și știi, dacă unii părinți se roagă să aibă o memorie foarte bună, eu pe alocuri zic, Doamne, și asta ține minte. În fiecare seară îmi spune și se întristează și îmi spune că e dor de tate și că vrea să-l cuprindă. Și cel mai dureros e atunci când el spune, Mami, de ce, Doamne, Doamne, nu ne-l dă pe tate înapoi? Eu doar l-am rugat frumos. Și n-ai ce să-i spui unui copil. Evident. Blocaj total. Dar tu în ce moment îi simți cel mai mult lipsa lui Dorin? În toate. Voi erați mereu împreună? Peste tot. La grădiniță, la magazin, la pescuit, la mare, la munte, la muncă, acasă, la părinți acasă. La concertele lui pe care el le avea, eu eram alături cu Stelian, unde mergeam eu, implicată doar eu. El mergea, mă conducea, mă aștepta, mă lua cu mașina, era permanență alături. Deci începeam ziua cu el și o finisam, evident, cu el. Eu azi vreau ca noi să nu vorbim doar despre această situație, dar inclusiv despre cariera ta, cariera lui, ceea ce ați însemnat voi, cum v-ați cunoscut și tot așa mai departe. Dar am vrut să începem anume cu stările astea de ale tale și ale lui Stelian după toată tragedia și e emoționant cum povestești tu. Dar e la fel de emoționant toată istoria voastră de viață. Și eu voiam să precizez chiar de la început. Eu am făcut un interviu cu tine în 2015, când eu lucram la ziarul Timpul. Și eu eram la început de cale cumva în jurnalism și e unul dintre primele interviuri în genere realizate. Și eu eram la fel la început de cale. Urma să-mi fac atunci lansare de CD. Tu încă nu erai căsătorită? Nu. Dar era într-o relație de lungă durată cu Dorin și atunci ai povestit multe chestii curioase. Tu ai copilărit la Hirova. Așa. Și Călăraș. Da. Și tu spuneai că de mică cântai. Și mi-amintesc o chestie care ai spus-o destul de curioasă. Tu mergeai la nunți și cântai în cum se numește chestia aia? În corturi. Cântam în remorcă. În remorcă, exact. Tot ok. Tu de mică ai avut o pasiune pentru muzică? Cum funcționa la tine? Și înțeleg că și în familia ta muzica era cumva la ordinea zilei. Da, familia mea erau cumva amatori, da? Tatăl meu a învățat de sine stătător la saxofon și mama cânta cu vocea la majoritatea sărbătorilor care se organizau pe atunci
Și evident, deja descoperind talent la mine, eu eram cea care organizam concert cu toți copiii din Mahala, la toate evenimentele. Eu eram în centru atenției și cu câțiva acolo care îi mai aveam pe alături. La școală eu eram numărul unu care iarăși țineam pasul evenimentelor, sărbătorilor. Și mie îmi plăcea să fiu în public. Și la un moment, colegii lui taică-miu îi spune: dar nu vrea Lucica să cânte un cântecel? Și tata, acuși întreb. Și țin minte că ce am cântat eu. Sunt o fată frumușică, era în vogă atunci melodia asta. Și am cântat și eu nu mă vedeam de după masă, știi? Eram cumva așa, destul de mărunțic. Și atâta bacșiș au făcut sarmanii colegii lui taică-miu, echipa, cu schei, dar noi asta mai luăm. Știai că punerea femeilor în domeniul afacerilor din Republica Moldova este de circa 34%. În ultimii ani, tot mai multe femei sunt motivate să-și lanseze propriile afaceri. Iar acest lucru este încurajat și susținut de către ODIM, prin programul Femei în Afaceri. Victoria Mușinski din Molovata Nouă, raionul Dubăsari, este una dintre sutele de exemple de succes care a obținut finanțare nerambursabilă pentru a-și pune pe roate propria afacere. Noi femeile suntem înzestrate cu un potențial enorm, pe care nu întotdeauna avem curajul și determinarea să-l valorificăm. Programul Femei în Afaceri mi-a oferit încrederea că și în Republica Moldova poți dezvolta un business, iar grantul obținut de la ODIM a fost ca o piatră de temelie pentru afacerea mea. Pensiunea Viladorului este un loc unde oamenii pot să-și organizeze o mini-vacanță. Ei pot beneficia de cazare, alimentare, plimbări cu barca, pescuit, tenis de câmp, trei tipuri de saună și, evident, de o priveliște minunată. Chiar este foarte frumos aici, nu-i așa? Programul Femei în Afaceri, gestionat de ODIM, susține femeile să obțină abilități manageriale prin dezvoltarea afacerilor. Oferă acces la dezvoltare personală, la sfaturile unor mentori profesioniști și îți oferă finanțare nerambursabilă de până la 165.000 de lei. Programul este destinat femeilor care planifică să-și inițieze sau să-și extindă afacerile, în special în sate, și mai prevede și posibilitatea de a accesa un grant de circa 1.600.000 de lei pentru companiile în creștere, orientate spre export. Acum e momentul oportun să devii o femeie de afaceri, să obții independență financiară și să-ți realizezi potențialul. Fă click pe linkul din descrierea acestui video, accesează un grant pentru ideea ta și fii în topul femeilor de afaceri din Republica Moldova. Deci tu aveai deja o experiență atunci când ai mers la liceul Ciprian Porumbescu, da, în da, Chișinău. Și tu povesteai în același interviu care ziceam eu de la ziar că erai cumva, sau cei care veneau din sat erau discriminați. Da. Discriminați în măsura în care ei știu mai puțin, ei așa. Prima perioadă tu te gândeai să renunți. Da. Îți era dificil pentru că nu erai în rând cu toată lumea, că toți deja aveau anumite cunoștințe. Foarte sau... dificil. Diferit. Program diferit. Muzică tare mult. Mi-e părea că mă duc la muzică și învăț un cântecel și îți primesc notă și o să fie tot ok. Nu, n-a fost așa. Da, de multe ori torba era la ușă și ziceam, nu, eu mă duc acasă. Și tot aceea torbă o luam și o puneam înapoi, o despachetam și zic, dacă eu mă duc acasă, înseamnă că eu n-am rezistat. Cum să mă duc înapoi acasă? Cum să mă duc înapoi? Nu exista. Sau înainte, sau stai pe loc, nu știu. Tu acolo ai cântat la flaut. Da. Ți-a plăcut instrumentul ăsta din start? Eu n-aveam idee ce e asta atunci. Când au făcut examene de intrare, bine că eu am fost pregătită timp de 2 luni de vară. I-am făcut 4 clase obișnuite, așa cum fac colegii, făceau colegii. Pentru că îți dai seama, nivelul lor, eu am venit în clasa 6-a, trebuia să fiu a 7-a. Regula de bază a lor era să revii iarăși la clasa 6-a, să-ți fie materiile fizică, matematică, chimie, să-ți fie cât de cât cunoscute, ca tu să poți da accent mai mult la muzică. Și majoritatea care au venit cu un an au fost dați înapoi. Și eu mai aveam și gândul ăsta. Nu destul cu un an m-a dat în urmă și mă duc să râd de ăștia că e o rămasă noastră repetentă și au venit înapoi că nu se descurca. Zic, nu, 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 nu. Nu, eu nu pot așa ceva. Hai, mergi înainte.
Și s-au uitat, am dat examen, mi-au dat ritmic, auz, tot ce trebuia acolo și la ce instrument trebuie să cânt? Da, de umeri. Pentru vioară era târziu, pentru pian la fel. Bine, pentru majoritatea instrumentelor, îți dai seama, clasa 6, tu habar n-ai. Tu nu știi de cheia sol, nu că instrument, să ții în mână, știi? Și au zis flaut. M-a dat așa cu ochii spireați, flaut, habar n-aveam ce era asta. Și profesorul deja mă aștepta, mi-a arătat, uite ăsta, pentru că în mod normal copiii care urmează să fac flaut încep de la a cânta la fluier, la bloc flaut, la multe alte instrumente care te aduc spre. Eu am început odată. Și pentru mine era așa, eu trebuie să cânt la asta? Și da, dar ți-a plăcut? Bine, l-am îndrăgit pentru că profesorul care l-am avut mi-a dat dragostea asta de... Știu că la un moment dat Dorin scria că soția mea mi-a dat lecții de flaut când el avea nevoie pentru aranjament de flaut acolo. Da. Dar unde simțeai tu discriminare? Cum anume se manifesta ea față de cei de la sat? Dar nu simțeam doar eu, simțeau toți, practic, toți colegii care au venit, pentru că și noi eram mult mai timizi, bine, nu aveam încă cunoștințele pe care le-au acumulat colegii noștri fiind din clasa 1. Și noi trebuia să facem lecții adăugătoare, să ne sculăm la ora 5 dimineață, să mergem în sala de clasă ca să învățăm, să dirijăm. Lumea la ora 5 dormea, bine mersi, dar noi deja dirijam pe acolo, pe la liceu, îți dai seama, era noapte, noi ne duceam toți din cămin, ăștia de la sat, ca să ajungem pe ceilalți colegi din urmă. Și au fost momente când am primit nas așa direct, măi, țăranilor, chipurile dita mai, noi suntem și surzi și nu suntem atât de capabili să auzim dictări și chestii și trestii, dar pe urmă noi le-am șters nasul la toți. Și când profesorii... chestia asta nu se mai simte? Nu se mai simte când deja ești acceptat și te afirmi. Că stai bine, mersi, cunoașteți locul, pentru că eu o să te ajung din urmă. Tu ținem pasul, dar eu am să te ajung din urmă. Și așa au fost cu majoritatea colegilor din anii mei, din anul meu care am fost. Noi am fost foarte buni, noi am fost foarte muncitori, pentru că eram toți uniți, toți plecați de acasă, toți trăiam la cămin, toți știam ce înseamnă dacă ai o bucățică să o împarți. Noi acolo am învățat foarte multe chestii de viață și dacă era cazul, noi plângeam împreună, dacă era să fierbi un cartof, îl fierbei în ceainic și era totul bine. Adică erau chestii care te învățau anume acolo. Ăștia din oraș erau bine mersi, îl aducea mama, tata cu mașina, seara veneau, îl luau, era bine mersi, aveau bani de mâncare, de apă, de tot. Noi dozam tot, la noi totul era dozat. Și acolo te-ai învățat și a dispărut... discriminarea atunci când noi ne-am impus personalitățile noastre că noi tot avem valoare și am devenit prieteni, ne-au acceptat, au înțeles că de fapt au exagerat când au spus asta și da, ne-am unit destul de mult. Dar tu ai observat chestia asta, cei care sunt, de exemplu, din sat, mediul rural, de fiecare dată depun mai mult efort ca să demonstreze. Evident. Și să faci la un moment dat diferența asta. Evident. Deci spre bine. Da. Că ei reușesc mai mult, că au mai multe ambiții, că vor să câștige bani, să demonstreze cuiva ceva. În cazul meu așa a fost. Nu știu ceilalți. Și nu doar la muzică aici, la sport inclusiv. Aceeași experiență am avut și eu, fiind la liceul sportiv. Mama ta a fost plecată în străinătate. Exact la ei mei 14 ani. De ce s-a dus? Pentru că avea nevoie te întrețină? Exact, era nevoie. Sora mea era la studii, eu eram la studii aici, aveam nevoie să mi se cumpere flaut, pentru că cântam la flautul oferit de liceu, dar urma să-l ai pe al tău, așa cum e normal. Și taică meu avea pe atunci o problemă de sănătate și a trebuit să ne ridicăm un pic și n-a fost altă soluție decât cea de a pleca cineva. Ea a plecat în Italia. Da. A fost dificil pentru tine?
Sau faptul că erai aici nu conta atât de mult unde este. E enorm de dificil, pentru că n-am văzut-o 3 ani de zile, 3 și... Mama ta mulți ani a fost în Italia. Și e. Și este încă. Discutați despre asta? Planifică să revin acasă? Bine, ultima perioadă s-a vorbit despre cum ar putea să-mi fie alături familia mea acum și... Bine, mai făceam și glumă, știi, și spuneam, zic că căutați-vă de viața voastră, că eu mă năduș, eu trebuie să vă aștept pe voi să adormiți, că eu să pot să plâng. Lăsați-mă. Anume eu, acum, când după tragedie. Da. Zic, eu mă năduș. Și din deranjul că să nu vă trezesc pe voi, fiind în casă, eu nu pot să plâng și să-mi scot emoțiile care le simt. Zic, numai bine, stați voi liniștiți, că eu... Dar te sunau foarte, da, și părinții lui Dorin, și părinții tăi, și sora. Evident că toată lumea, acum mai ales, încercau să afle maxim posibil cum sunt, să nu ajung, Doamne ferește, să fac vreo prostie, să nu ajung într-atâta de depresie, pentru că toată lumea știa relația și legătura mea strânsă cu Dorin. Toată lumea știa, din cercul nostru de apropiați, toată lumea știa cât de tare e... sufer eu pentru asta. Era și își făceau cumva... griji. Da, și acum. Eu o să vreau să ajungem la cum a început relația voastră și, într-adevăr, eu pot să confirm, pentru că eu știu cum era relația voastră, cât de atașați erați și cât de mult dragoste era între voi. Dar spune-mi ce s-a întâmplat la tine cu studiile la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Te-ai dus acolo, te-au luat la contract, ai înțeles că n-ai bani. Sau că nu vrei să plătești. Nu, eu m-am supărat, nu că n-am bani. Adică și tu aveai cunoștință? Da, eu principial, Dorin, n-am vrut. Dar cum îți imaginezi? Eu cu Porumbiescu, finisat și studii cu bacalaureat, cu dita mai diploma și să merg la contract cu cineva în grupă care a nimerit la buget și eu să achit nu știu câte mii. Pentru ce? Că pe ăsta îl învață care e nota a doua pe portativ și unde stă semnele? Nu este logică. Logică. Eu ce să fac? Să particip doar să fiu asistent la ce? La colegul meu care învață să-și scrie notele pe portativ? Pentru că habar n-aveau de muzică, îți dai seama. Și ai retras documentele care... și ai plecat și unde? Și am zis, bine, mulțumesc, nu vreau. Dar poate că o să ne mai dea locuri bugetare. Nu mai vreau. Gata. Mi s-a șters. Mi s-a șters tot, absolut. Ce eu am vrut să intru la Canto Popular. Acolo. Și am zis, nu intru din principiu. Deci, cumva, a durat procesul ăsta de a ști ce fac. Am intrat, n-am intrat. Și n-am mai căutat soluții după, pentru că era destul de târziu. Și eu eram cam supărățic tare și am zis că la contract nu intru. Eu nu vreau să achit cuiva pentru ce? Pentru nimic? Nu. Și am început a face ore de canto la conservator. Am început să caut ce vreau eu să fac și cam unde m-aș regăsi. Și după aia eu am zis că nu. Eu trebuie să am o altă facultate pentru mine, pentru că eu am spus de mai multe ori, Universitatea de Stat și Facultatea de Psihologie, eu am mers și am studiat pentru mine. Deci ai absolvit psihologie? Da. Ce frumos! Și am zis, eu lucrez cu oamenii, eu sunt întotdeauna în preajma oamenilor, eu vreau să mă descoper pe mine, eu vreau să mă cunosc, eu vreau să-mi știu... problemele și complexele mele, de unde pornesc, de unde vin, cum să le opresc, cum să le... Deci eu vreau să mă cunosc. Deci ai absolvit psihologie, dar între timp tu l-ai cunoscut pe Oleg Volontir. Da, în 2012. Și el a zis, hai să te ajut, hai să facem ceva. Și a început așa proiectul Luciana Spână. Da. Voi împreună ați decis că o să mergeți să faceți muzică populară? Și... Am pornit ușor de la un concurs... Eu am fost trimisă de la Călăraș să reprezint raionul și am venit la preselecții
deși mă cunoșteam mult mai de mult cu Oleg Valentir, el căuta pe atunci fete pentru un alt proiect și eu eram foarte micuț, că noi râdem și acum pe chestia asta, eu eram destul de josuță și nu mă încadram în standardele căutate de el. Și am uitat de acea preselecție. Și la concursul Delfeada, eu acolo am fost premiată cu medalia de aur. De acolo a pornit toată epopeea noastră, pentru că el m-a văzut și mi-a zis, tu ai vrea să continui ceva în muzică? Și zic, Doamne, zic, de unde s-a luat omul ăsta? Eu așteptam să se întâmple ceva în viața mea și zic, Doamne, eu fiind abia la început la Porumbiescu, pentru mine totul era străin, zic, așa vreau să fac ceva, vreau și eu să cânt, vreau și eu să ies, dar înțelegeam că e greu. Și când a apărut el și zis, uite, hai să încercăm să facem un aranjament, să aducem un repertoriu propriu, de ce nu? Și mi-a împărea toată asta poveste. Știi ce mai ziceai tu în interviul ăla? Că nu mergi la concerte politice. Eu da, și n-am mers. De atunci, din 2015, când noi am discutat, n-am tu mers. Ai participat vreodată la vreun spectacol organizat de partide politice sau politicieni? Nu. Ești la fel de principială. Tu ziceai atunci, pentru mine contează mai mult demnitatea decât banul. Eu am vorbit cu câțiva oameni care m-au întrebat dacă aș vrea să mă implic sau nu, încă pe atunci când eram în vogă. Și eu am zis, uite, încă nu mor de foame, încă. Și zic, hai mai bine, eu nu vin. Zic, pentru că e una să stai în spate, dar e una să fii pe scenă și omul să te vadă și să-și facă părere. Aici e o chestie foarte controversată. Și de fapt, să nu te mint, eu am mers la un spectacol, bine, spectacol, eu am mers la un hram de sat și nu avea o tentă politică și am aflat abia acolo, de fapt nu că am aflat, dar am văzut un mic panou acolo în spate și care mi-a creat un pic de disconfort și am zis ceva numeroase bine, dar nu a fost nimic de eu să cânt, să vorbesc, să zic, eu am moderat un concert și am... M-am uitat așa în anturaj și am zis că ceva nu e regulă. Și de atunci încerci să fii și, atentă. Da, și acum dau 1000 de întrebări, îți dai seama, cum știi, ți-am dat 1000 de întrebări, deși nu am venit la o chestie politică. Mie, în general, nu-mi place chestiile de politică legate. Nu-mi plac. Pentru că nu cunoști sau prea bine cunoști? Pentru că eu sunt, știi, eu sunt așa, ca... Nu știu cum să-ți explic, să înțelegi corect. Sunt ca o balanță. Deci eu văd și partea bună și partea proastă, dar încerc să-i găsesc și un echilibru în tot ce se întâmplă. M-a întrebat cineva scurt timp în urmă. Uite, acum să-ți propună cineva să mergi la un concert politic și să-ți spun asta deschis. Te duci? Și eu un pic m-am blocat. Zic, nu știu. Zic, nu știu. Deci mă ghidez de ce simt acum și ce simt mâine, nu pot să știu ce o să simt. Nu știu. Adică reacționez pe moment. Da. Dacă apare opțiunea și în funcție de situația în care ești atunci. Da. Și de fapt, să știi că concert mi-aș dori să cânt. Și public mi-aș dori să am. Dar iarăși aici intervine. Ai cântat pentru ăștia, ai cântat pentru ăștia. N-am cântat pentru ăștia. Eu am cântat pentru oameni. Da? Și există aici chestiile care mi-e indisplac pur și simplu. Și de-aia încerc să evit. Mulțumesc. Nu pot, nu vin. Cum te-ai cunoscut cu Dorin? Care ulterior ți-a devenit soț și care erați de nedespărțit. Deci voi 8 ani ați fost împreună până la nuntă. Da. Dar cum v-ați cunoscut? În ce am mediu? Am învățat în același liceu. El era mult mai mare decât tine. Mult da, mai și eu glumeam pe parcurs și am spus, cum tu te-ai uitat la așa scorchii? Eu eram și foarte rea. Bine, rea. Eram,
nu știu, eram așa un fel mai principială, mai... Și tu îți dai seama, pentru mine el era băiat mare, eu fiind în clasa șaptea, șasea, nu mai știu, și el pe atunci era destul de măricel. Și eu m-am uitat la el, dar nu pot să zic că m-am îndrăgostit din prima sau a fost ceva din prima. Deci pe noi ne-au unit momentele care ne-au, nu știu, în cămin acolo s-au întâmplat foarte multe chestii de adunare, în care unul vinea cu cartofi, altul vinea cu ulei, altul cu pâine, altul cu tigaia, știi? Și chestiile astea probabil ne-au făcut așa să ne atragem atenția unul la altul. Și deși porniserăm un joc, el era tatăl meu cândva, dintr-un joc. Aveam o prietenă acolo și într atât de bună la suflet și nu știu, darnică, că avea grijă ca noi, prietenii ei, să fim întotdeauna hrăniți, să nu fim flămâzi. Ea știa că eu cânt la flaută, ăla cântă nu știu unde, noi venim târziu, nu aveam bucătării în cămin, făceam pe ascuns mâncare și așa mai departe. Și ea ne chema la ea, ea trăind la etajul 4, Elena, și ne hrănea, avea grijă ca noi să fim ok, să ne culcăm, să tui, știi, ca o mamă. Și atunci nu știu cum a pornit chestia cu mama, 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 că ea era ca o mamă pentru mai mulți copii veniți de la sat și mâncam împreună, știi? Și venea și el, pentru că el tot trăia la etajul 4. Cum a pornit, nu știu, pentru că atunci a glumit cineva și a zis: ei, mama, tata, mama, tata, nu și-mi pare mie că mama ăsta, tata cu fica o să se îndrăgostească. Și eu atunci mă uitam, zic, ei, relaxează-te, te rog. Relaxează. El era cu 3 ani mai mare decât tine. Da, dar mi-i părea cu oho și de mare. Pentru că el poate era mai mare fizic, în liceu, știi? Asta, da, în liceu. Da, dar nu știu cum a pornit, pentru că el a plecat de la liceu și a făcut studiile la academie și a dispărut o perioadă. Deci noi n-am dus legătura o perioadă ca să mă sune de ziua mea noaptea, pentru că eu eram omageată, eu și colegul lui Ion Botea din cameră, și eu o sărbătorit ziua lui de naștere și azi e ziua lui Cicăi, dar s-o sun. Și a gădit și a pornit tot, cred. Pentru că el m-a sunat la o bucată de noapte, eu eram la verișoara și i-am spus că eu am un apel foarte important, scuze dacă te-am trezit, dar eu trebuie să vorbesc. Noi am vorbit jumătate de noapte, nu știu despre ce, nu mi-amintesc, dar despre ceva am vorbit și de atunci s-a pornit. Cineva ar întreba de ce atât de greu cererea în căsătorie a urmat. Cineva, eu tot întrebam. Și care e explicația? Nici o explicație. Eu spuneam, zic, poate tu nu știi dimensiunea inelului, poate tu nu știi mărimi, zic, să te ajut? Zic, sau mă duc eu să iau inel și vin eu, schimbă moda. Și ne amuzam, îți dai seama, pe cazul ăsta. Și el spunea, să reușim. Nu știu de ce, el avea senzația că avem tot timpul din lume, știi? O să reușim. Păi zic, păi hai, eu știu, te aștept tine sau îmi caut de treabă. Da, nu, care-i situația? De acum a noștri ne întrebau, hai mă, faci ceva, Dorin. Și el așa, e relaxat pe toți. Așteptați. Probabil aștepta un moment, să simtă. Știi, asta nu o faci când vrei cineva. O faci așa, când simți, când e momentul, când e locul potrivit, poate, nu știu. Și cum a fost o cererea în căsătorie? Foarte fain. De vis. Nu-mi puteam imagina că poate fi și așa. Noi eram în vacanță, în 2015. Noi am făcut concertul de lansare, pentru că el și-a dorit să fie în momentul ăsta în concert, adică s-a gândit, avea inelul pregătit, l-a cumpărat cu tata. Eram în vacanță, pentru că noi am luat o vacanță după toată feieria cu concertul, aveam nevoie de relaxare și am plecat în Grecia. Dar să vezi că el, înainte de a face cererea în căsătorie, mă cam încerca. Și tot mă, eu nu știu, să juca așa un pic cu mine și tot îmi spunea,
Dar cum ți-ar plăcea ție să fii cerut în căsătorie? Eu zic, dar tu încearcă și să vezi. Nu știu, n-am idei. Dar vrei să fii soția mea? Și eu atunci zic, măi, ceva se întâmplă cu Dorin. Zic, dar tu ce răspuns tu vrei de la mine? Eu nu știu. El așa modest ca de obicei. Zic, dar tu ți închipă că eu îți spun nu. Și faci tu cu inelul și ăla. Și eu făceam glumă, pentru că eu nu înțelegeam gluma lui. De ce el toate chestiile astea mi le face? Și el, dai frumoasă priveliște aici. Înainte de a merge noi în croazieră, cu o seară, prietena mea și acum cu mătra mea a fost ea cerută în căsătorie, Mihail Andrei. Și eu îi spuneam lui, zic, vai, ce frumos, ce drăguț, și eram entuziasmată pentru prietena mea și spuneam, zic, uite ce ar fi fost dacă eram cu toți aici și cumva cererea de căsătorie era într-un așa anturaj și el înțelegea cum el trebuie să facă chestia asta, știi? Și se gândea, poate să meargă la, cum îi spune, la capitan. Poate, nu știu ce, că capitanul arăta niște chestii așa interesante. Și el zice, nu, eu am să o fac, că după aia mi-a spus. Și hai să vedem priveliștea de sus, de la croazier, hai să vedem. Dar nu bănuiam nimic, pentru că eu am văzut că el se joacă un pic cu ideea asta, că vrei să fii soția mea, e, dar tu încearcă. Și am luat-o și eu în glumă, știi? Am luat-o în serios. Și, da, era foarte emoționat. Știu că i-am remarcat că eu aș vrea ca momentul ăsta cineva să-l prindă. Deci, uite, nu știu, să facă poze, cineva să facă. Și i-am dat complicare deja, știi? Că trebuia să ajungă la un numitor comun cu cineva de acolo, de pe autocar, cu cineva din hotel, care erau prezenți în excursi. Deci i-am complicat un pic chestia, știi? Că trebuia să nu mă întrebe și era bine, mersi. Și el de acum s-a gândit ce să facă, cu ei să-i fac semn, să vii, să fac o poză, nu știu ce a făcut. Și îl văd că ne uităm în dreapta, în stânga, nu știu ce mai vorbeam, și îl văd că spune în genunchi, emoționat, plin de așa vibrații. Și vrei să fii soția mea? Eram, știi, toată așa. Da, normal! În sfârșit, știi, numai că nu i-am spus aleluia! A fost foarte, foarte fain și acolo, îți dai seama, lumea de acolo. A fost interesant. El a avut un discurs așa sau s-a pierdut cu tot? Foarte scurt. El la mine cu discursurile a fost foarte scurt de obicei. Și a fost foarte sincer, declarația lui foarte sinceră, că mă iubește și că vrea să-și petreacă restul vieții alături de mine și că dacă vrei să fii soția mea, zic da. Și anul următor a fost, nu? Și anul următor, da, noi în următorul an ne-am oficializat căsătoria, ne-am cununat. Apariția lui Stelian ce a schimbat în viața voastră? Tot. În general, sarcina a schimbat tot. A unit și mai mult relația mea cu el. El a devenit și mai prins de mine și eu de el. Am devenit un tot întreg, nu știu, nedezlipit. Nu știu cum să-ți explic. Dar care era relația lor? Eu am văzut că el îl lua peste tot. Îl punea să bată la tobă, ceva îl învăța să cânte la chitară sau ceva de tipul ăsta. Deci era foarte implicat în educația lui? Foarte. De la sarcină, așa cum ți-am zis, el a participat și la nașterea mea, propriu zis. Mi-a fost alături la naștere. El a văzut prin ce eu am trecut. El a fost alături la toate seriile în care i-am făcut băiță, a participat la hrană, la tot. Tot. Dacă era cazul schimba, îi punea scutici, nu avea niciun gram de problemă. Absolut. Trebuia să rămână cu Stelian, rămânea. Trebuia să-l ia, să facă ceva cu el, făcea. Trebuia să mergem la medic, mergeam. Trebuia să mergem oriunde, peste tot. Împreună. A crescut Stelian,
A început a vorbi, a început a merge, a tot, tot, tot. În tot a fost implicat. Deci el a fost un tătic foarte dedicat familiei. Nu era moment în care să-i spunem că Stelian nu se simte bine sau Stelian are nevoie de scutice sau de orice. Alerga, venea, îmi aducea tot și iar la repetiții. Așa era el. Ca noi să avem tot și să nu ne lipsească nimic. El și de, cu tine, deci era practic prezent la fiecare etapă din piesele pe care le-ai lansat. Da, tu da. Ai trecut cumva și la muzică ușoară după da. Tot cu susținerea lui. Tot el a insistat, da. El a avut încredere. A zis, hai, încearcă. Dacă... Și el era cel care, hai Luciana, hai că eu poți. Cochetam, eu cochetam și cu muzica ușoară, doar că o cântam doar la petreceri și el spunea, da, încearcă să cânti piesa ta, nu știu, încearcă să vezi cum te regăsești. Cum... El era omul care mă ridica. Că eu aveam momente când nu mai trebuie nimic, m-am săturat și-l pui. Tot o să fie bine, liniștește-te. Tot o să fie bine, tu poți. Ce proiecte muzicale n-am mai văzut lumina zilei? Deci, voi doi mai urma să scoateți ceva împreună sau lucra la ceva proiecte de ale tale sau da. El voia să se lanseze în muzică solo? Nu am apucat să-i filmăm melodia despre părinți a lui. Nu am apucat să scoatem melodia lui Stelian, dar sper să pot eu să o fac. Și de fapt o să-mi dau toată străduința ca să duc continuitate la proiectul care l-a făcut. Proiectele, că sunt mai multe. Avea el idei foarte multe pentru Stelian. Unele pe care eu le știu, unele care urma el să le realizeze. Da, sunt piese pentru mine care... aproape finalizate, doar trebuia eu să înregistrez vocea, la unele să găsesc cuvinte potrivite și da, sunt proiecte la care el a lucrat foarte mult. Voi aveați vise legate de asta, da, împreună, da? Ca să faceți ceva împreună, voi aveți duet, nu știu câte melodii, știu, cel puțin două, da? Trăiește clipa și în inima ta. El cânta foarte bine, el avea o voce. Da. Deci nu avea încrederea, de ce nu a început mai repede să facă o carieră solo? Care era explicația lui? El era omul modest, care prefera despre el să se vorbească, mai puțin el să se afirme. Și când îi spuneam noi, cei din jur, tu nu vrei să cânti, de ce nu cânti? El a început ușor, ușor să cânte la evenimente, în public, pentru că pentru el asta tot era o chestie de, dar cum asta o să fie? El era obișnuit să fie omul din spatele unui proiect, unui videoclip, unei piese, dar el cumva stătea în umbră. Despre el mai puțin vorbeau. Deci se făcea o melodie și cine stă în umbră, lumea nu mai spune, știi? Datorită cui tu ai ieșit. Și au fost mai multe semnale în care noi am spus, da, hai încearcă, da, hai așa, da, hai așa, da, hai cânt cu mine. Știi? Împreună cumva altfel. Eu un pic ca să mă regăsesc în domeniul ăsta, tu o să mă ajuți cu ce simți tu că trebuie să mă ajuți, pentru că eu să nu bag milisme și multe alte chestii în muzica ușoară. Da? Adică erau cumva... Și-a acceptat să cânte cu mine deodată. Și de așa, ușor, ușor. Rubrica Aurelius, partenerul interviurilor fără protocol, este Aurelius și am aici un muscat alb dulce pentru tine și te provoc să cânti o melodie care îți amintește de Dorin. Ce frumos ningea până acum în visul meu, ce sublime erau toate clipele. Simțeam cum pașii tăi
spre mine fug. Știam mesajul pe care mi-l aduc. În inima ta știu că mai trăiește vocea mea. Foarte frumos. La mea tot. Acest vin este pentru tine și îți mulțumesc pentru această interpretare frumoasă. Ceea ce s-a întâmplat în martie, cu data pot să greșesc, în 24 martie, în noaptea aia, când ai aflat că Dorin a decedat. Dimineața. Da, spre dimineață. Dar spune, cum s-a ajuns la situația asta? Deci Dorin a fost infectat cu COVID. Și tu inclusiv. Și Stelian. Și a ajuns în spital. Cum s-au desfășurat lucrurile? Bine, la Stelian prima perioadă era varicela, care spuneau medicii că l-a salvat, adică de un eventual COVID. Deși am stat în casă, în carantină. Păi uite, a ajuns la ziua în care trebuia să meargă la spital. Și fiindcă e necesar triajul ăla de la Moldexpo, ni s-a spus că trebuie să mergem pe acolo, că de altfel spitalul nu primește pe nimeni și că rezultatele vin în decurs de 5-6 ore, undeva maxim 10. Și el a stat acolo 3 zile. La Moldexpo? Da. Știind rezultatul? Știi, nu i s-a comunicat. Deci noi am mers cu toate analizele în mână. De fapt, el a mers. Avea radiografia care prezenta deja o pneumonie bilaterală și analize de alt gen și nu știu câtă importanță le-au dat, dacă l-au ținut 3 zile, deși el a ajuns pe data de 1 la Moldexpo, rezultatul testului era pe data de 2, dar noi pe data de 3 încă nu știam nimic. Pentru că se motivau că acum sunt foarte, foarte mulți solicitări și foarte mulți, că era cel mai mare haos atunci. Și n-au venit rezultatele. N-au venit. Starea lui se agrava. El deja depindea de oxigen. Dar ne-a indignat că eu, având radiografia în mână, tu nu-i dai importanță și nu pui prioritate, că la mine deja este o pneumonie. Tu aștepți test, când acolo probabil era vizibil că e necesar să fie spitalizarea. De ce l-au ținut 3 zile? Pentru că la el starea s-a agravat în acele 3 zile foarte mult. Și a ajuns la spital. Eu nu știam, am sau nu am COVID. Deci el a ajuns în spital. Noi am aflat testul lui fiind pozitiv și am mers eu să testez. Deci eu nu aveam nimic care să-mi dea de înțeles că aș putea fi infectată de COVID. Dar el de ce a avut nevoie de spitalizare? A început deja care dificultăți cu respirație? Da. Păi era frică. Tu ziceai că el da, cu spitalul avea o relație așa. Da. Și el foarte tare s-a panicat. A văzut că nu-i ajunge suficient aer în piept. Și l-a mai panicat și medicul de la radiografie. Și la mine, Dorin, băiat sensibil, cum îți spuneam, inteligent, modest, și s-a nimerit acolo un domn nu prea din ăla amabil, așa cum găsești prin multe spitale, cabinete, da? Și ce ai zis? Și probabil l-a panicat foarte tare, pentru că eu atunci când am mers în policlinică cu el, pentru că am mers în dimineața din 1 și am dus copilul la grădiniță, am mers, am făcut investigațiile necesare și radiografia inclusiv. Și acel domn, nu știu ce i-a spus, că eu când am venit deja la el, el era palid pe față și panicat.
Zis, adică i-a spus că situația e destul de gravă. Nu știu ce i-a spus. Eu din ce mă uitam din postările lui Dorin pe Facebook, el era cumva în perioada aia posta destul de mult despre pandemie, da, despre virus, despre da, COVID, dar așa notă mai puțin cât de mult credea el în toată situația aia? El nu era sceptic virusului. Nu era sceptic virusului, era sceptic la mult mai multe nuanțe așa mai ample. Vaccinele care lui nu îi creau siguranță sau... El era foarte așa rezervat în adresa vaccinărilor și așa mai departe. Și de-aia el posta în perioada aia multe chestii care le găsea el interesante în perioada aceea pentru el. Evoluția în spital. Deci el a fost deja internat în spital și a stat o perioadă destul de îndelungată. De ce? Pentru că era starea în continuare gravă sau se agrava? Pentru că am aflat ulterior că el trebuia din start dus în reanimare. Dată luat de la Moldexpo, el deja era dependent de mască, de oxigen. Starea lui era destul de gravă. Eu l-am prins și l-am văzut pentru că eu m-am dus la Moldexpo să ridic întrebarea de ce țineți băiatul acolo trei zile fără să dați răspuns. Nu se găsea loc în spital. Era o catastrofă atunci ce se întâmpla. Într-un final am găsit un loc. S-a vorbit că el trebuie să plece în reanimare, dar n-a plecat. El mi-a povestit că a ajuns acolo, a fost într-o terapie intensivă de urgență, probabil, nu știu cum se numește aia, abia la intrare când vin pacienții și cumva l-au restabilit un pic. Și mi-a zis că a venit cineva mai grav ca el și a dat prioritate a lui, cred că, și cred că mai în vârstă, nu știu. Și din start s-a pus accent pe faptul că Dorin este băiat tânăr, cumva sănătos și că totul să fie bine și că o să reziste. Dar el până atunci, până a se infecta de COVID, a avut și alte probleme de sănătate? Era cumva la evidența medicilor? Nu era la evidența niciunui medic. Unica problemă de sănătate pe care l-a avut de-a lungul anilor de când eu sunt împreună cu el a fost o mică problemă de rinichi care a pornit de la munca noastră cu condiționere și cu răceală de asta banală, a fost tratat atunci și atât. Deci asta s-a întâmplat 3 ani în urmă. Deci nu asta a generat complicații? Eu nu știu. Nu pot să spun. Tu ziceai la un moment dat că el îți... Voi vorbeați. Da. Așa. El era foarte speriat de ceea ce se întâmpla în spital. Ce îți spunea? Ce îmi spunea? Să-l parafrazez, îmi spunea că acolo e strașnic. Și că termenul morții foiește prin prejur zilnic. El a văzut cum a murit colegul lui de cameră în ochii lui. La externare. L-așteptau rudele jos. Și n-a fost fii. El auzea zilnic din terapie intensivă, din reanimare. Azi au mai murit 2, azi au mai murit 3. Și el spunea, asta cumva e normalitate aici, că auzi că moare lumea în stânga, în dreapta, ăsta. Eu întotdeauna îl încurajam. Prin tot ce puteam eu, prin mesaje, prin sunete, prin tot ce puteam eu. Îl sunam cu cameră să-l vadă pe mic. Îl sunam, steleam să-i spună că-l iubești, că e bravo, că fă asta, hai încă un efort, hai încă un pic și într-un final ne întâlnim acasă, nu? Rezistă, luptă, nu te da abătut, nu te lăsa. Și ce s-a întâmplat acolo? Din câte citeam atunci în presă,
El s-a tratat de COVID. Deci testul a venit negativ. El urma să fie externat. Da. De ce a stat atât de mult în spital? Voi ați vorbit cu medicii, spuneau că e nevoie să îi întărească organismul sau că el a stat câteva zile în spital după ce testul a venit negativ sau cum a fost? Da. Da, da. Pentru că testul, ultimul test a fost făcut duminic. 21, probabil. El a stat internat pentru că cu câteva zile în urmă abia, undeva începând cu 17-18, el a lăsat masca și se putea singur cumva duce până la baie, să iasă la balcon, respira mai bine, se simțea mult mai bine, noi vorbeam cu el, el era cumva, wow, încă un pic și vin după atâta luptă, știi, intens. Și lui era foarte frică, îți spuneam că a văzut cum a murit colegul de cameră, a văzut cum a murit, bine, n-a văzut, a auzit din terapie intensivă că a murit soția unui coleg de cameră. El mă sunea și plângea ca un copil. Și îmi spunea că puiul a ieșit strașnic. Cum a fost ziua aia înainte de tragedie? Voi vorbeați practic în fiecare zi? Sau prin video sau prin mesaj? Da. Eu așteptam foarte mult ziua de duminică să vină rezultatele, să-mi spună când îl iau acasă. Pentru că urma luni, marți, să-l iau acasă, pentru că era deja o mișcare foarte pozitivă în starea lui. Ca de cu sâmbătă așa un pic să pornească niște probleme la el și au continuat și duminică și luni și deja medicii spuneau că hai Dorine, noi vrem să-ți dăm voie acasă și tu uite ce se întâmplă, știi? Și îmi spunea Dorin că stau aici să mă tratez până la final. Era frică deja să vin acasă, eventual să nu se complice ceva. Da. Că îi spuneam, zic, hai, dacă ți este testul negativ, mergem acasă, altfel acasă, știi? Și păreți-ți-l cu tine. Și el spunea, nu, stau aici, mă tratez până la urmă. Îmi spune 2 zile, 3, 4, mai stau, că nu se întoarcă nimic înapoi, să dau complicații. El cumva era înfricoșat destul de tare. Când ultima dată ai discutat cu el? Marți seara. La aproape 7. Cum a fost discuția? La telefon, video? La telefon. Și care era starea lui atunci? Ce ți-a zis? Panicat. Mi-a zis că toată ziua de dimineață îi se pun diferite chestii. Umblă foarte mulți medici prin prejurul lui și nu știu ce să-i fac. Ce se întâmplă? Adică el era conștient că starea lui se agrava? Da, pentru că acolo se vorbea deja de reanimare. Și pe dânsul numai cuvântul ăsta îl speria foarte tare. Pentru că la nânsul reanimarea se asocia că nu mai ieși. Final. Panica a intervenit odată cu mesajul că trebuie să mergem în reanimare. De acolo a pornit panică. A urmat nu știu cum se descrie asta. Iad. Sentimental. Nu știai ce se întâmplă? Știai că era destul de grav atunci când ai vorbit ultima dată? Da.
Am căutat contacte ca să îmi dau seama unde-i dus, unde-i transferat, ce se întâmplă, cum e. Pe unde apucau să răspundă, pe unde n-apucau să mi se răspundă, îți dai seama. Era noaptea. Foarte lungă noapte. La 12 noapte am simțit că ceva nu merge bine. Mă văd ceva mișcare din interior. Și am zis că lucrurile nu merg bine. Și stai seama, nu știam cum aș putea să ajut. Nu știam ce aș putea să fac. Și la ora 3 am înțeles că e și mai rău. Și am zis că nu se poate întâmpla una ca asta. Nu. Ai vorbit atunci cu medicii? Da. Ei m-au sunat atunci la 3 și mi-au zis că starea este și mai gravă. Și că a reușit foarte mult să aibă și moarte clinică și că e intubat și că nu mai știu și că este foarte grav. Și de la ora 3 n-ai mai luat legătura cu nimeni? N-am mai răspuns. Eu sunam din jumate de oră în jumate, din 45 în 45. Nu mi se răspundea. El a decedat pe data de 24 la 5 dimineața. Tu când ai aflat asta? Cine te-a anunțat? La 5:45. Eu am sunat acolo, unde am mai sunat. Și mi-a răspuns altcineva. Eu m-am interesat de Dorin. N-a vrut să mi se ofere detalii. Mi-a dat un alt număr de telefon unde pot lua, unde să iau legătura cu medicul. El era ieșit deja de acolo. Și gata. Cu siguranță e foarte dificil pentru oricine, dar tu atunci dimineață ai găsit cumva forțe, ai scris pe Facebook despre asta. Eu mi-amintesc că m-am trezit atunci și eu nu puteam să cred. Eu credeam că nu sunt treaz până la capăt. Când tu ai zis că el nu mai este... Eu am sunat încă de câteva ori medicii să-mi spună că e o eroare. Să-mi spună că el încă e în moarte clinică. Ca eu să le spun, stați acolo că el se trezește. Și tu ai fost cea care o trebuie să anunți părinții lui. Deci cumva trebuia să dai în timpul ăla dovadă de putere. Acolo putere, noi. Ce a urmat? Deci care a fost explicația medicilor? Nu vorbesc cel care te-a anunțat despre deces. Ce arată certificatul de deces? Ce s-a întâmplat în acea noapte acolo? Pentru că e foarte... neclar mesajul. Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat. Cert este că apar multe suspiciuni și aș vrea și eu să știu ce s-a întâmplat, pentru că e inadmisibil. Explicația a fost foarte simplă. Complicațiile COVID-ului. Cea mai simplă explicație care poate să fie. Nu? Care a generat stop cardiac sau ce? Care a generat ce a generat. Habar n-am ce-au... Ce s-a întâmplat în general acolo. N-am idee. Deși n-aș vrea să cred, vin mesaje, vin tot felul de chestii în adresa mea, că se spune că într-adevăr este vorba de o eroare. A medicilor. Da. Sau că nu s-a intervenit la timp, sau că a fost un supradozaj de ceva. Eu n-aș vrea să cred în asta, eu nu vreau să-mi vinuiesc pe nimeni, pentru că eu n-am fost acolo și nu pot să vorbesc.
Tu zici că ai primit mai multe semnale, mai multe mesaje, mai multe chestii care te-au făcut să crezi că acolo nu este totul atât de evident cum pare la prima vedere. Și din ce am auzit eu vorbind cu prietenii ai voștri din mediul muzicii, voi ați făcut o expertiză suplimentară înainte ca el să fie mormântat. Ce ai vrut să arate această expertiză? Și dacă ai deja rezultatele? Prea multă informație din diferite părți au ajuns la noi. Inclusiv și mesaje anonime care ajungeau pe poșta unor televiziuni și cu mine luau legătura, doar că nimeni nu a putut să-mi ofere detalii multe pentru că e anonim. În care, da, se vorbea despre o greșeală a medicilor, deși nu aș vrea să fie așa. Dar expertiza a fost pentru ca să încercați să expertiza a fost pentru ca să înțelegem ce s-a întâmplat cu el. Și ce a arătat acolo? Ceva diferit decât explicația inițială? Explicația inițială a fost complicații COVID. Cea de-a doua a fost un pic mai detaliată, precum că organismul lui a cedat un pic câte un pic. Evident, de la niciodată în viață chestii cu antibiotice și ce mai este acolo, tratamente din astea, multe medicamente, da? El nu a avut. Pentru că organismul a zis, băi, și asta. Normal că acolo s-a intoxicat, cred că tot. 20 ceva de zile îți primești un tratament din asta intensiv. N-ai cum, și organismul e organism, nu? Acolo afectezi tot. Vrând să tratezi una, se afectează celelalte. Cam așa cred că a fost în cazul lui. Nu știu. Când la tine s-a întâmplat conștientizarea că el nu mai este, că nu o să mai fii și că nu o să-l poți întoarce? Sau încă nici că până acum? Încă nu este. Bine. Conștientizarea, da, este. Acceptarea nu vine. Între conștientizare și acceptare este o mare balanță. Pentru că eu conștientizez, dar eu nu accept. Eu am văzut mesajele tale, deci tu o perioadă destul de nelungată după decesul lui Dorin, ai postat în fiecare zi câte ceva, unele mesaje repetitive, unele idei repetitive, de ce s-a întâmplat asta cu voi, cu familia voastră, de ce acum, de ce atât de tânăr, de ce Dumnezeu a decis să-l ia. Cu siguranță sunt multe întrebări. Tu ai găsit vreun răspuns la ceva? Cum îți explici tu? Eu caut. Eu sunt în continuă căutare. Și de răspunsuri, de teorii, de încerc să mă agăț de ceva, să-mi dau mie explicații. Tot eu mă întreb, tot eu mă controversez pe mine, dar există Dumnezeu, dar unde El e, dar cum El funcționează, dar cine de fapt răspunde, noi sau oamenii, mergem cu voia Domnului pe fața Pământului sau mergem că mergem fizic. Sunt foarte, foarte multe chestii controversate la mine și mă întorc și le întorc și iar le întorc și da, eu sunt supărată pe tot. Stai seama, până și copilul meu mă întreabă, de ce, Doamne, Doamne, nu ne-l dă înapoi pe tati, că eu doar l-am rugat frumos. Ce să-i răspund?
El știe că, doamne, doamne, trebuia să-l facă pe tati bine și să-l aduc acasă lângă el. Se zice că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și atunci eu mă gândesc, dacă e așa, de ce el, Dorin, i-a transmis? Poate oamenii nepotriviți, poate momentul nepotrivit, poate, nu știu, de ce? Dacă fără voia lui Dumnezeu nu se întâmplă nimic pe fața pământului, nici o frunză din copac nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu, înseamnă că a fost voia lui Dumnezeu să-l ia acolo, să plece. Dacă e vorba de destin, când ne naștem deja cu ziua în care trebuie să plecăm, o fi așa? Nu știu. N-a venit nimeni să spună. Dar cu siguranță există o energie care răspunde de asta. Dar cu toată situația asta, tu poți să-ți mai păstrezi credința în Dumnezeu când tu înțelegi că a fost atât de nedreaptă soarta cu omul pe care îl iubești foarte mult? Eu caut căi de împăcare. Spuneam că zic, o să primesc palme peste cap, știi, că spun chestii de genul, că nu spune așa, că nu-l mâhni pe Dumnezeu. Băi, eu am tot dreptul să-mi dau întrebări. Ia ca așa întrebări, multe. Dacă există, cum funcționează? Dacă nu există, la fel, cum funcționează? Multe întrebări. Și acum, când noi, în perioada asta, cu copilul și cu toți cei dragi, ne-am rugat și eram cumva în permanență în conexiune și cu Dorin și cu rugăciune și cu... Nu pot acum să-l rog ceva. Nu pot, pentru că nu știu dacă mă aude. Eu nu știu dacă vorbesc doar cu mine sau mă aude cineva. Adică eu acum sunt un pic tare dezamăgită, știi? De tot ce mi s-a întâmplat, pentru că nu găsesc răspunsuri. Sper să le găsesc un fir logic. Dar asta cred că o să fie odată ce eu am să accept tot ce mi s-a întâmplat și mi se întâmplă. Tu ai menționat azi de câteva ori, dar și în postările tale, despre faptul că unii oameni cred că toată viața o au înainte ca să petreacă timpul cu cei dragi, tot așa. Nu e așa. Nu. Crezi că, iată, experiența ta, tot ce ai povestit și relația voastră care a fost și ce prin ce treci tu, ar putea pe unii oameni să-i facă să revadă principiile de viață? Ține doar de ei. De cum simt. Eu la un moment simt așa și îți spun. Tu poate crezi că tu ai tot timpul din lume. Așa am crezut și noi atunci. Cândva. Dar nu e așa. Cât de important e să-i spui persoanei dragi sau persoanelor dragi cât mai des te iubesc atunci când sunt alături de tine și ai anumite regrete legate de anumite chestii pe care nu le-ai spus? Dar nu trebuie să o spui atât de des. Trebuie să o simți, să demonstrezi. Poți să spui te iubesc și să nu simți vibrația. Spui. Vorbi goale, nu. Nu trebuie. Trebuie să simți, să faci, să fii alături de omul tău drag, să-l auzi, să-l asculti, să-l înțelegi. Asta e tot iubire. Asta e tot iubire, doar că e transformată. Și atât pe tot ceea ce s-a întâmplat, certurile banale, tu ziceai la un moment dat, cât de nesemnificative sunt? Un fleac. Pentru că dacă gândim mai profund că în momentul ăsta eu am fost la tine la interviu și s-ar putea să ies afară și peste 10 minute eu să nu mai fiu, ce rămâne din om?
amintirea, emoțiile care le transmiți oamenilor, faptele bune, lucrurile bune, oamenii buni pe care îi aduni. Doar atât. După Dorin, cu siguranță au rămas multe lucruri frumoase. El era vocea multor spoturi publicitare. El, cum ziceai tu, a stat în spatele multor melodii și proiecte de succes. Și una dintre melodiile care pe mine m-a marcat foarte mult și care a marcat și multă lume. Deci, cea pe care tu ai postat-o după moartea lui, dedicată cumva părinților, și tu ai pus-o cu mențiunea că este un omagiu pentru soțul tău, Dorin Neșanu. Azi am dat toți banii, tineri să mai fi. O melodie atât de profundă. Pentru că el a simțit-o, s-o cânte. De ce ai decis să o postezi? Prea tare a fost entuziasmat el de versurile lui Alexandru Cazacu și mulțumesc pe calea asta. Pentru că melodia trebuia să-i aparțină lui Alex. Și versurile erau pentru el. Și atunci când Dorin a venit cu versiunea demo a melodiei, eu i-am spus că melodia asta este pentru tine. Zic, ea este potrivită pentru tine și atât. Zic, eu nu văd această melodie să fie cântată de altcineva. Sau o să o strice, sau nu o să aibă farmec. Și atunci când a fost transmis lui Alexandru, Alexandru a simțit, cred că, aceleași vibrații ca și mine. Și mi-a zis, Dorine, piesa asta e a ta. Foc la ghete. Și Dorine a fost foarte entuziasmat. Wow! Nu am știut că fac melodie pentru mine, cumva. N-am știut că o să-mi aparțină mie, dar atât de tare mi-e dragă și atât de mult s-o legat tot, fiecare notă, fiecare tot s-o legat de el și de chitara lui atât de tare și vocea lui era perfectă. Deci eu i-am spus, vocea ta este perfectă pentru asta. Și el a fost foarte entuziasmat. Eu simțeam că trebuie să-i scot mesajul care n-a reușit să-l scoată, să-l audă lumea. Pentru că asta a fost un prim pas pe care a vrut el să-l facă. Doar pentru el, știi? Pentru că el întotdeauna se gândea la mine, la Stelian, la ceilalți. Dădea prioritate la toți colegii noștri de breaslă și când apela cineva la el, el nu putea să spună nu. Și pe el s-a lăsat întotdeauna la sfârșit. Și am simțit că trebuie să-i duc mesajul. El anul ăsta ar fi trebuit să împlinească 34 de ani. Și pe 22 iunie Stelian a împlinit 4 anișori. Admit că aceste date sunt foarte, cu încărcătură emoțională pentru tine foarte mare. Ce ați făcut voi pe 4, pe 14 iulie? Pe 14 iulie, ziua anunții. 5 ani de la nuntă ați fi împlinit. Da. Tu ai venit cu un mesaj pe Facebook atunci și ai zis că trebuia sărbătorit altfel. Cu siguranță. Cu siguranță. Poate noi eram în țară azi pentru că eram pregătiți să plecăm. Apropo, tu ai mai zis asta. Voi vă gândeați, din cauza pandemiei, ați înțeles că muzica este cumva o chestie pe care nu te poți baza, da. Și vă gândeați să plecați în străinătate. Și tu făceai cursuri de epilare cu zahăr și el încerca să obțină permis la mai multe categorii. Da. Unde planificați să mergeți? În Italia? Italia.
Bine, au fost mai multe opțiuni, dar că am ales Italia ca să fim împreună. Să nu plece el într-o direcție și eu să rămân acasă. Am decis să mergem împreună. Și am început studiile concomitent. El în direcția lui, eu în direcția mea. Bine, noi ne doream să ajungem acolo și la fel să ne încadrăm în domeniul muzical. Dar dacă nu și nu, să avem o roată de rezervă, știi? Cam asta a fost dorința noastră de a pleca toți. Și tu ai reușit să finalizezi studiile? Da. El nu. Da. El n-a reușit din cauza că atunci a intervenit COVID-ul și, da, și deja s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Tu acum ai o altă meserie. Cum o altă? Încă o meserie până la urmă. Ai un salon unde faci epilare cu zahăr. Da. Eu m-am bucurat când am văzut asta. Eu m-am bucurat că tu ai anunțat atât de frumos și că ai găsit forțe să faci așa ceva. Cât de greu ți-a fost, iată, să conștientizezi că din muzică nu o să pot să mă întrețin doar din muzică și trebuie să mai fac ceva. Și eu sunt singura care pot să mă întrețin pe mine și pe copilul meu. După plecarea lui Dorin, eu plângeam non-stop. Nu mă puteau opri nici părinții socri, nici părinții mei. Eu am stat o perioadă acasă. Nu rezistam. Pentru că plângeam în continuu. A slăbit 10 kg. Și am zis că nu. Eu merg și fac ce am început cu susținerea lui. Eu ies din casă. Eu trebuie să văd lumea. Eu trebuie să comunic cu cineva. Eu trebuie să ies. Eu trebuie. Stelian avea nevoie de mine sănătoasă, întreagă, la minte, la tot. Dar cum te simți tu ca copil când vezi că mama e permanent plânge și tu nu știi cu ce să ajuți? Și tu ai deschis propriul salon? Sau cum funcționează? Nu am deschis propriul salon. Închiriezi un spațiu? Da, exact. Și am cabinetul meu în care îmi desfășor activitatea de luni până vineri, în cazul în care nu sunt evenimente. Și e un pic diferit, pentru că creierul meu nu reușește să duc doar acolo, da? Eu mai discut cu fetele, energia care vine, știi, un schimb din asta de energie tot ajută foarte mult. Ia, cu siguranță, e alt anturaj. Bine, mai reușesc, mai plâng între clienți, știi, dar nu mă vede nimeni. Știi, starea asta când ți este dor de cineva, dar tu nici nu poți suna. Deci nu poți urci în mașină și să faci kilometri sau să urci în avion și să zbori. Să ajungi, da? E un dor care nu-l stingi. Și la tine sunt stări peste stări. Adică acum poți fi super pozitivă și să zâmbești, să faci așa și imediat poate să vină o stare din asta în care nu mai înțelegi ce se întâmplă. Da. Pentru că asta se întâmplă și la evenimente. Când merg. N-am cum. Deci nu pot să știu dacă o să fiu puternic în evenimentul respectiv, dacă nu o să mă afecteze ceva sau nu. Nu, n-am de unde știi. Deși, da, încerc să-mi controlez emoțiile, nu întotdeauna îmi reușește. Deci tu mergi acum la eveniment, trebuie să chiui, trebuie să faci acolo veselie. Și asta fac.
Asta fac. Și dincolo de altă ușă fac altceva. Plângi. Da, mă ascund. Când îmi reușești, când nu, mă mai prinde lumea și mă mai vede cu ochii înlăcrămați. Pentru că face asocierea. Evenimentele până nu de mult erau pentru că el trebuia să fie în spate, pentru că toate piesele cumva care se cântau au deja alte semnificații. Pentru că nimic absolut nu mai e cum a fost. Ca să trecem la ceva mai pozitiv, eu mă bucur că în perioada asta tu mergi în continuare la evenimente. Deci tu ești și moderatoare și da, solistă. Da, eu sunt și moderatoare și solistă. Cât de des, pentru că acum au revenit în mare parte evenimentele, cât de des mergi, pentru că eu încercam să dau de tine săptămâna trecută și efectiv nu găseam un minut ca să putem vorbi. Bine, a fost un weekend puțin mai încărcat, dar acum cât de des sunt solicitat, atât de des merg. Sunt foarte, foarte multe schimbări în calendar și bulversări de tot felul, anulări, reluări iarăși, nu mai știi, agenda asta e întoarsă, știi? Uneori ți-e frică, oare n-ai luat două evenimente în aceeași zi, sau s-au anulat, sau se face nunta totuși, sau nunta se face, dar nu cu tine ca prestator, știi, că mai sunt și din ăștia care nu facem nuntă că e pandemie și mâine poi mâine vezi pe Facebook că a fost altă echipă, nunta a avut loc și bine mersi. Da, situații sunt diferite. Dar oricum acum este de lucru în domeniul ăsta. Acum ne bucurăm cu un pic s-au pornit evenimentele, sperăm să nu le oprească ca să ne putem achita facturile și datoriile care sunt pornite de hăt de când și eu mă rog să-mi dea forță, universul, energie ca să pot să trec. Cum lumea poate să dea de tine? Cineva vrea să vină Luciana Spânu cu echipa ei la nuntă? Foarte unde simplu, te găsesc? Pe Facebook, peste tot. Dacă e suficient să-mi știi numele și mă cauți peste tot și în Google mă scrii și îți apare ceva despre mine. Mă găsești, da, nu sunt așa de... Inabordabil. Da, și dacă acum cineva se întreabă, iată, din fete sau băieți care vor repilare cu zahăr, apropo, ai băieți, clienți? Am avut, da, am avut băieți, din anturajul meu, evident, da. Acum deja nu mai este starea asta, că băieții nu se duc la repilare. Ba da, de ce nu? E o normalitate. Unde te găsesc? Unde ai cabinetul? La Ciocana, salon creativ. Mă găsesc acolo, la etajul 2. Mă găsesc pe Facebook, mă găsesc pe Instagram, pagina mea de Instagram cu noua mea activitate, Epil Luci. Puteți intra, accesa, vedeți câți bărbați se epilează, unde. Dacă mai este curios, pentru că toată lumea cumva obișnuite să mă vadă în alt context. Cum reacționează clienții când vin? Ei te știu că tu ești interpreta Luciana Spânu și când acolo ai întins zahărul și tragi din părul lor? Destul de... Bine, eu sunt genul de om care mă adaptez. Eu sunt foarte simplă, atât cu microfonul în mână cât și cu zahărul în mână, știi? Eu sunt aceeași. Și încerc fiu deschisă cu clienții mei, să, dacă pot să aduc un zâmbet sau dacă încearcă ei să mă fac să zâmbesc, deja e un succes. Reacționează foarte pozitiv. Cumva parcă vin mai cu încredere, știi? Și mă bucur chestia asta. Ce urmează pentru tine pe plan profesional? Urmează alte lansări? Cât de mult o să te dedici muzicii, ținând cont că tu o lungă sau practic toată cariera ta a fost alături de Dorin. El a fost cel care ți-a făcut aranjament, mixaj, tot ce ține de acest domeniu. Um,
Eu îmi doresc să pot scoate la lumină proiectele începute de Dorin. Mai puțin acum m-am concentrat pe ideea unor noi proiecte. Pentru că Dorin merită să vibreze și în continuare în sufletele oamenilor, prin muzică, prin creație. Și el vibrează în continuare. Dar că eu simt o chemare că ar fi bine să pot eu să-i duc mai departe. Dacă aș ști multe chestii care le cunoștea Dorin, cu siguranță mi-era mai simplu. Îți este frică că Stelian ar putea să-l uite? Da, mereu mă gândesc la asta, că nu aș vrea să-l uite. Și mereu mă întreb cum eu să procedez ca să nu fiu prea insistentă, să-i arăt ceva, să, nu știu, să ne uităm poze sau video sau ceva de genul, să nu-l traumez, nu-l deranjez, pentru că el după aia are o stare din asta de supărare și de... Tristețe. Da. Da. Și totodată mă gândesc cum să-i fac echilibrul ăsta, că el a avut un tatic extraordinar, minunat. El îl are. Pentru că el îl salută. Soarele pentru dânsuitate. El are conexiunea cu tati, doar că altfel. Și eu mă rog permanent. Mama, să nu-l uiți pe tati. Nu-l uit. Dacă mi-am amintește atâtea chestii, dați-mi minte atunci. Că mi-e dor de tati, asta spune multe. Înseamnă că copilul nu l-a uitat. Și sper să nu-l uite. Niciodată. Ce te faci acum să vrei să mergi înainte? Stelian. Mai crezi în Dumnezeu? Nu știu. Dacă ai fi acum în fața lui Dumnezeu, ce îi spune? L-aș întreba de ce. Există ceva după moarte? Există. Probabil mai mult decât ceva. Există amintiri, există energie, suferință, evident. Există gol care nu se umple niciodată. Există foarte multe semne de întrebare. Și sper să fie adevărat că după moarte există și altă viață. Sper. Și Luciana, ce contează cu adevărat în viață? Viața.